Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre un dăunător foarte periculos și iubit de toată lumea, care se numește gândacul de Colorado. Bineînțeles că toată lumea știe cine sunt acești gândaci și ce pagube pot provoca aceștia în culturile noastre de cartofi, dar de asemenea și de vinete. Anul acesta, primăvara, a fost un pic mai frig, cam în toată țara, și de aceea gândacii de Colorado nu și-au făcut apariția mai devreme, dar acum, de când s-a încălzit, deja multă lume se plânge că au venit și acești indivizi. Ce facem dacă vin gândacii de Colorado și cum ne putem proteja culturile împotriva acestora? Bineînțeles, există o grămadă de soluții chimice, iarăși, cum vă spun de obicei, este cel mai simplu. Dacă doriți să folosiți produse chimice, vă duceți la o fitofarmacie și cereți ceva pentru gândaci de Colorado. Bineînțeles că dacă mergeți pe chimic, nu uitați să vă protejați pe dumneavoastră, pentru că toate produsele chimice sunt toxice. Și bineînțeles, nu se recomandă inspirarea vaporilor acestora. De aceea, nu uitați de protecție, mânuși, mască și costum de protecție, bineînțeles. Dar dacă mergem pe biologic, iată, avem câteva soluții la îndemână care sunt extrem de simple și bineînțeles că în așa fel vom avea grijă și de sănătatea noastră și a celor din familia noastră care de asemenea vor consuma legumele pe care le vom culege din grădina noastră. De exemplu, dacă vorbim de gândaci de Colorado, dacă aceștia abia apar, ați văzut un gândac, doi, bineînțeles că în acel moment trebuie să acționăm cât mai rapid. Și așa avem câteva soluții foarte simple. Prima este pudrarea cu cenușă a plantelor de cartof. Pur și simplu luăm o sită, punem cenușă și pudrăm plantele cu această cenușă. În așa fel, cenușa va ține la distanță acești dăunători pentru că nu le place cenușa. În așa fel, nu vor veni la dumneavoastră. A doua rețetă ar fi folosirea pelinului. Toată lumea știe ce este această plantă. Această plantă este foarte amară. Și luăm, de exemplu, o găleată, să zicem, de 10 litri. O umplem pe jumătate cu pelin, cu plante proaspete de pelin. Turnăm până sus cu apă, turnăm apă fierbinte până sus și lăsăm așa până a doua zi. Și în așa fel facem o infuzie, acoperim cu ceva capac, bineînțeles, și așa facem o infuzie pe care o putem folosi deja a doua zi prin stropire a plantelor cu această infuzie. Și de asemenea, acestor gândaci nu le place nici mirosul, nici gustul, bănuiesc, a acestor plante și, bineînțeles, că această soluție îi va ține la distanță. Mai este o soluție pe care o putem folosi. Când deja sunt mai mulți, deci nu 1-2, ci deja un pic mai mulți, putem de asemenea folosi o rețetă foarte simplă. Culegem o mână de gândaci. Punem într-un vas, îi zdrobim bine și turnăm un litru de apă fierbinte peste acești gândaci zdrobiți. Și îi lăsăm până a doua zi sau poate și chiar a treia zi, pentru că aceștia încep, soluția obținută cu aceștia începe să miroasă foarte, foarte urât. O să simțiți și dumneavoastră, bineînțeles. Și după aceea, cu această soluție obținută, se pot stropi plantele. Și, bineînțeles, că și această substanță, folosirea acestei substanțe, îi va ține la distanță. Dacă dumneavoastră nu aveți timp de pentru folosirea acestor soluții sau poate nu aveți o mână de gândaci ca să-i stropiți cu soluția aceasta, puteți, bineînțeles, folosi de asemenea produse bio pe bază de microorganisme. De exemplu, Bacillus thuringiensis este perfect pentru combaterea gândacilor de Colorado și, de asemenea, dacă îl folosim în luptă cu acești gândaci, acest plic ajunge la 10 litri de apă. Această soluție recomand tuturor pentru că este perfectă în lupta cu acești dăunători și acționează intestinal, pentru că atunci când vine gândacul pe o plantă deja tratată cu această soluție,
mănâncă din frunze și atunci aceste microorganisme pătrund în tractul intestinal a dăunătorilor și pur și simplu îi paralizează. După 3-6 ore aceștia sunt paralizați, nu mai mănâncă, nu mai dăunează, bineînțeles, plantelor și după 2, maxim 5 zile, aceștia pur și simplu mor, pentru că nehrănindu-se și stând așa paralizați, nu mai sunt viabili, nu mai pot trăi și așa mor. Bineînțeles că de fiecare dată când folosim soluții de genul acesta, să nu ne așteptăm ca imediat după ce am stropit cu această soluție, toți gândați o să ne pice la picioare morți. Nu, ei vor rămâne, așa că nu vă speriați dacă a doua zi ați ieșit în grădină și îi vedeți tot pe plante. Asta nu înseamnă că ei continuă activitatea mâncând din plantele noastre, ei pur și simplu stau. Deci nu fac absolut nimic, doar stau până când va veni moartea acestora. Și bineînțeles, când folosim orice produs folosim, că e biologic, că e chimic, nu uităm de adeziv. Eu folosesc Liposam, acesta este un adeziv biologic, este extrem de eficient și asigură aderență perfectă a produsului pe care îl folosim și menținerea acestuia pe frunze pe o perioadă cât mai lungă și chiar dacă a plouat, oricum, soluția aceasta va rămâne pe frunzele plantelor noastre. În așa fel, iată câteva soluții biologice, câteva soluții ecologice pentru a scăpa de acest dăunător neplăcut și care, bineînțeles, provoacă pagube destul de mari în culturile noastre. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Dacă v-au plăcut aceste informații pe care vi le-am adus astăzi, puteți lăsa un like la acest video. Bineînțeles, ca de obicei, vă aștept cu întrebări în comentarii. Vă voi răspunde ca de obicei cu drag. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un video nou. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!